În legătură cu datele structurate, nu aveți date pentru Twitter, deci nu aveți, link-urile voastre, dacă sunt trimise pe Twitter, nu arată cum ar trebui să fie. V-ar ajuta dacă ar fi. Puteți să faceți niște link-urile care sunt date pe Twitter să arate mai bine decât atâta. Pe Facebook sunt URL-uri pe care nu le-ați partajat niciodată, de exemplu acest URL că nu a fost partajat niciodată. Mai dau o dată scrie pe gen, poate mi-a și o imagine de data asta. Nu mi-a luat nicio imagine. Se vede rău, descrierea e foarte scurtă, nu avem nicio imagine. În principiu, cel mai important tag ar trebui să fie OG Image. Este tagul cu imagine. Iar și am luat un produs, nici acesta n-a fost partajat pe Facebook până acum. V-ar ajuta dacă, pe măsură ce adăugați produse noi, le puneți și pe Facebook. Iar nu mi-a luat nicio imagine. Acum, a doua oară când îi dau, mi-a și imaginea. Dar nu e optimizată pentru Facebook. E o imagine cu aspect ratio greșit. Adică trebuie să fie o imagine orizontală. Asta e o imagine verticală. Și nu se vede. Deci dacă pun asta pe Facebook, nu se vede foarte bine. Uite ce înțeleg prin. Mă dau și un pic mare. Nici aici n-am descriere. Pe site-ul meu nu am pus nicio descriere. M-ar fi ajutat. Uite, văd că aici am. Scrie pe gen. Probabil tipul e așa de lung încât a zis ok, nu mai pun nicio descriere. Dar oricum, arată mai ok decât ce aveți voi. Bun. Nu aveți date structurate în niciun fel. V-am menționat asta și la auditul cu Google Master Tools. V-ar ajuta să aveți și asta. Și aici ați date pentru Pinterest, nu aveți, bineînțeles. Și AMP, nu știu dacă l-aș implementa de acum, se pretează mai mult pentru site-urile de știri. Dar schema.org aș implementa și m-aș asigura că link-urile voastre, când sunt partajate pe rețele sociale, se văd bine. Cu poze orizontale, cu descrieri, se vadă bine și pe Twitter. E o sursă de trafic pe care nu e ok să o ignorați. Cam asta, spor.